Deci suntem live, cred că o să așteptăm câteva secunde să se mai alăture lumea. Ok. Să verific. Deci am primit mesaj că lumea ne văd și ne aud, ceea ce e bine. Super! Okay. Văd că lumea începe să alăture, cred că putem să începem. Deci vreau să-i salut pe toți și vă mulțumesc că v-ați conectat. Eu sunt Ana și am plăcerea de a fi moderatoarea webinarului de astăzi. După cum a fost menționat și în postările anterioare, tema discuției va fi FinTech versus Traditional Finance. Alături de mine îi am pe mentorii noștri, Doina Chiseliță. Ea este consultant FinTech în cadrul UI, unde lucrează cu diverse firme FinTech, dar și cu bănci și instituții financiare, oferindu-le strategii de inovație în serviciile din acest domeniu. Și Dumitru Vicol, el este strategist pe piețe emergente la City, în Londra. De asemenea, a fost implicat la o mulțime de proiecte bazate pe promovarea și dezvoltarea instrumentelor financiare în Moldova. Alături de ei, astăzi vom vorbi despre ce este FinTech și implicarea acestea pe piața financiară. De asemenea, vom discuta despre impactul dezvoltării FinTech asupra pieții muncii din sectorul financiar și, dacă îți dorești o carieră în domeniu, cum să faci primii pași ca să ajungi acolo. De asemenea, recomand persoanelor ce ne urmăresc acum live, dacă au careva întrebări, să lase în comentariul de mai jos și spre final o să încercăm să răspundem la ele. În primul rând vreau să vă mulțumesc la ambii că ați acceptat să participați la live-ul de astăzi și înainte de a începe vreau să vă întreb cum vă simțiți, dacă v-a afectat cumva această pandemie. Suntem ok? Nu cred că mă afectează foarte mult, adică nu m-a afectat cel puțin fizic. Sunteam sănătoși și eu și soțul meu, ceea ce e bine, super. Eu lucrez de acasă deja de o lună. E ok, m-am obișnuit. Fiind consultant, eu sunt obișnuită să lucrez din locuri diferite și, mă rog, hot desking și chestii de genul și am mai lucrat și de acasă. Deci pentru mine n-a fost problemă să mă adaptez la lucrul ăsta. Așa că, da. Destul de dispoziție e bună, așa că tot e bine. Minunat. Dumitru? E ok. La început a fost mai dificil, fiindcă aveam nevoie de mai mult monitoare, dar în principiu sunt foarte satisfăcut și chiar am speranța că după ce trece pandemia sau ce la un moment dat fie un factor de schimbare pentru majoritatea angajatorilor, o să oferi mai multă flexibilitate de a munci de acasă sau de oriunde de lume. Și cred că e fain. Chiar o iau ca oportunitate și sunt încântat, dacă serios. Drăguț. Eu cred că ar fi bine să începem acest webinar prin a vă prezenta. Dacă ați putea pe scurt să ziceți experiența voastră, de exemplu, de la studii până în prezent, ce ați studiat și ce experiență ați avut până la jobul actual? Ok, super. Pot să încep eu. Deci, eu mi-am făcut studiile de licență la ASE în București. Am făcut finanțe și bănci. Bine, finanțe, bănci, asigurări și burse de valori. Facultate, că nu e foarte lung. După asta, bine, eu în timpul facultății am făcut un internship pentru un incubator de afaceri foarte super și după ce am absolvit, m-am angajat în una din companiile care a reieșit din incubatorul de afaceri. Am lucrat acolo un an, a fost o experiență super.
După care am venit în Londra să fac un master la economie și business la UCL, University College London. Am ales economia și business-ul pentru că am vrut ceva în domeniu mai larg, un pic decât finanțele, pentru că studiul la finanțe a fost foarte tehnic, foarte multă matematică, foarte multe formule, totul de la taxe, contabilitate până la inginerie financiară și am zis că ok, vreau un pic mai un spectru un pic mai larg de subiecte. Și la UCL am fost într-o organizație care se numea atunci UCL Entrepreneurs. Așa am descoperit mediul de antreprenoriat din Londra și inclusiv fintech-ul. Așa că după ce am absolvit, m-am angajat într-o companie fintech pe un domeniu sau un rol așa de strategie. I-am ajutat să-și facă planul de extindere în piețele europene, după care m-am mutat la altă companie, Market Finance, care lucrau cu întreprinderile mici și mijlocii și le oferau diferite moduri de finanțare. Acolo, la fel, am lucrat în strategie, deci foarte multe modele și am stat în Excel ca să ajut compania să înțeleagă cum să-și crească veniturile și alte lucruri de genul ăsta. Și am avut norocul să întâlnesc pe cineva de la EY, din echipa de fintech. Ne-am înțeles foarte bine, ei exact atunci recrutau. Și am zis că ok, hai să plec și eu. Și după asta am trecut prin mai multe runde de interviu. Mi-a fost oferit job-uri și deja de 3 ani jumătate lucrez la EY. Noi suntem o echipă mică, dar facem foarte multe lucruri. Noi vrem să, practic, să construim sectorul de fintech în EY. Și lucrăm cu companiile fintech să le ajutăm să crească prin intermediul serviciilor UI. Lucrăm cu instituțiile financiare mari ca să le ajutăm să-și formuleze strategia de fintech și de asemenea să le ajutăm să colaboreze cu companiile fintech. Facem destul de multă analiză și cercetare în domeniu, facem destul de multe publicații. Și lucrăm cu guvernul Marii Britanii, încercăm să promovăm sectorul fintech, să ajutăm piața să crească, ceea ce e foarte interesant, deci activitatea mea e destul de diversă. Da, e foarte interesant. Dumitru? Da, ne-am avut un parcurs mai eratic. Când eram mai tinerel, aveam speranța și încrederea că Republica Moldova poate să ne oferă un viitor. Din cauza asta, eu cu foarte mult îndrăzneală am început studii la SEAM, la o facultate numită RI, Relații Economice Internaționale. Credeam că asta e viitorul. Nu știu unde eu mă vedeam, diplomat, ceva genul ăsta. După 2 ani de facultate am înțeles că nu o să primească să-mi găsesc viitorul acolo. Și după multe discuții în familie și cu mulți, am realizat totuși că e momentul să plec. Am ajuns foarte întâmplător, deși nu vorbeam franceză, foarte întâmplător în Paris la Sorbona, la un master în engleză. După 2 ani de master la Sorbona am început și eu să învăț o leacă de franceză, dar mai mult din cauza că trebuia să vorbesc cu fetele decât la lucru sau ceva genul ăsta. După aceea Eram într-un program de master de cercetare, pregătire pentru doctorat. Credeam că dacă nu pot deveni diplomat, probabil măcar ceva bun în viață fac doctorat în economie. Era destul de teoretic, destul de matematic orientat, cu multă econometrie și foarte întâmplător am auzit de la colegii mei, prietenii mei, care făceau internship în bănci și am aflat că băncile tot fac ceva acolo cu cifre. Nici nu știam ce înseamnă bănci. Mi se pare că băncile doar cele care dau împrumuturi sau iau depozit. Și foarte întâmplător am nimerit în piețe financiare, pe trading floor, acolo într-un fel ce se vedeți în filme cu 6-8 monitoare, strig un la altul, cumpără, vând, prodă active. Și acolo am început să fac cercetare pe piețele emergente. Adică, însuși, ca trainingul meu ca economist cantitativ, am trecut în strategist în care îmi folosesc abilitățile cât de cât la econometrie sau economist,
previzionez într-o oarecare măsură care ar putea fi impactul asupra unor active ale țărilor emergente. Așa, m-am mai plimbat 3 ani de zile prin băncile franceze și la un moment dat am realizat că Franța e o țară destul de greoaie, în sens la oportunități în care șomajul relativ înalt pentru faptul că nu se concedează, nici nu se angajează, practic cariera ta limitată și după 3 ani de zile de carieră în Franța am decis să mă mut în Londra, să fac alt master în finanță, am fost la LSE. Și atunci am observat diferența de studii din Franța și Marea Britanie. Marea Britanie mult mai practic, mai orientat spre practic, ce aici e diferent cu Franța, mult mai teoretic, deși aș spune mai cantitativ în Franța, dar mai teoretic. După LSE am fost la câteva bench, tot pe același lucru, să fac strategii sau cercetare macroeconomică pe țările emergente, iar acum sunt la City. Același lucru fac parte din echipa care e numărul 1 din industrie, sunt a doua în echipă, aș putea spune că știu ceva despre țări emergente și îmbrățișez foarte mult tot ce ține de tehnologiile mai noi, eu încerc să aplic cât mai mult tehnologii de machine learning în modelarea mea sau în cercetările mele și încerc cumva să aduc sau să ajut cum pot piața financiară, instrumente financiare, dezvoltarea lor al noi în Moldova. Poate cândva mă întoarce acasă. Cam asta. Super, foarte interesant. Până acum am menționat de vreo câteva ori cuvântul fintech. Pentru cei care poate nu cunosc ce înseamnă, Doina, ai putea din punctul tău de vedere să definești ce înseamnă fintech și ce impact are asupra sistemului financiar? Da, sigur, nicio problemă. Deci, aș spune așa, definiția UI a fintech-ului se referă la organizații care folosesc modele inovatoare de business sau tehnologie ca să dezvolte sau să transforme sectorul financiar. Și asta înseamnă că sunt foarte multe diferite tipuri de companii care pot să intre sub această definiție. Și eu cred că pot să le divizez în două tipuri, da? Business to consumer, adică companiile care dezvoltă produse pentru consumatori. Și acestea sunt de foarte multe tipuri. De exemplu, sisteme de transfer de plăți, cum ar fi TransferWise sau TransferGo. Sau pentru IMM-uri ar fi softuri genul Stripe sau Square, care le ajută să accepte plăți de la clienți. Sau companii care oferă credite, de exemplu, companii ca iWoka pentru IMM-uri sau Zopa pentru consumatori. Companii care oferă servicii de investiții și de economii și sisteme de construire a bugetelor pentru consumatori. Și asta ar fi de genul Robinhood sau Nutmeg sau Wealthify sau aplicații de genul Yolt sau Clio. Și evident sunt faimoasele bănci digitale care încearcă să facă totul câte un pic. Și astea sunt de genul N26 în Germania și Europa, au încercat ei și în UK, dar s-au retras, Revolut în UK, Monzo, Starling Bank, în Brazilia e o companie super care se numește Nubank și în SUA sunt foarte multe de genul Chime și altele. Deci astea ar fi soluțiile care sunt direct pentru consumatori sau IMM-uri. Și deja sunt și soluții business to business, adică acele fintech-uri care oferă produse pentru instituțiile financiare și bănci. Da? Și aici sunt super multe diferite domenii. De exemplu, sunt companii care ajută sau fac procesele back office mai eficiente, de exemplu, reconcilierea de tranzacții sau trade settlement sau chestii de genul. Dacă mergem în front office, sunt o felul de companii care ajută, nu știu, la trading mai eficient sau comunicarea
securizată cu clienții, pentru că, de exemplu, băncile trebuie să se supună diferitor reguli de reglementare și dacă vrei să comunici cu clienții, absolut toate mesajele trebuie înregistrate și așa mai departe. Și sunt companii care fac sau oferă soluții pentru ca lucrul ăsta să se facă foarte ușor și mult mai user-friendly decât acum. Sau sunt companii care oferă soluții de risk management sau pentru a identifica infracțiunile financiare, de exemplu spălarea de bani, care acum sunt procese enorme, foarte mulți analiști în bancă care stau acolo și analizează tranzacțiile și încearcă să-și dea seama dacă persoana X ar putea să fie pe o listă de sancțiuni sau așa mai departe. Sunt companii care folosesc algoritme, machine learning, artificial intelligence, care pot să traducă din vreo 10 limbi în engleză și să identifice imediat toate legăturile unei persoane și care este network-ul lor și cu ce companii sunt legate. Deci sunt niște softuri super interesante și plus la asta mai sunt și companii care oferă soluții as a service, software as a service, deci ar fi platformă de banking as a service, poți să-ți construiești o bancă pe platforma respectivă practic din zero, sau platforme de lending as a service, poți să oferi împrumuturi oricui folosind platformele respective sau chiar și insurance as a service, deci poți să-ți construiești un serviciu de asigurări foarte ușor pe platforma respectivă. Deci, cam asta ar fi fintech-ul. Sunt foarte multe companii. Unele sunt business to consumer, altele sunt business to business, dar toate folosesc, să zicem, tehnologii noi, de genul machine learning, artificial intelligence, open banking, de exemplu, open APIs, open data, și modele inovatoare de afaceri. Minunat. Dumitru, tu ce crezi despre implicarea fintech pe piața financiară? Și poate poți să ne spui dacă în activitatea ta la moment ai identificat careva beneficii sau riscuri în urma implementării noilor tehnologii? Da, cum spune și Doina? Eu refuz să cred în competiție între bănci și fintech. Ele sunt mai multe două elemente care, de fapt, ele... Fintech-ul e acel agent de schimbare, fiindcă oricum fintech-ul practic pune presiuni pe anumite chestii care sunt ineficiente în bănci și practic băncile foarte greu, fiindcă sunt super mari, încearc cumva să adapteze tehnologiile promovate de fintech. Deci pentru mine ele de fapt sunt mai mult complementare decât competitive. Nu văd cum într-o zi noi să devenim cumva ca fintech să devină o banc digital, o să ia locul unui bănci, da? Doar ca imaginați, ca imaginație, da? Dacă noi luăm primii 4 bănci din Marea Britanie, din state, ele în active au în jur de vreo 10 trilioane. Ar fi cam jumătate din PIB-ul Statelor Unite, iar PIB-ul Moldovei ar fi vreo 11 miliarde de dolari, cam socoate cu 4 bănci în America, poate cumpere 1.000 din Moldovei. Mă îndoiesc că fintech o să aibă vreodată capacitatea asta atât de mare. Și apoi doi, când am început pandemia sau când sunt crize sau când sunt războaie, tot am avut aceeași senzație că eu sunt prevăluit, oare depozitul meu e în siguranță? Mai bine mă duc eu la Barclays, știu că guvernul o să-i salveze, indiferent ce se întâmplă. Și în cazul ăsta, practic, pentru mine, fintech-ul, de fapt, e acel agent care noi avem nevoie ca să schimbe lucrurile. În cazul meu, lucruri care eu fac, o văd foarte des implicate la oamenii care fac mult lucru manual. De exemplu, cum a spus Doina, de back office, unde trebuie să reconciliez tranzacțiile. Sau cel trading, da? În trading, ce înseamnă trading? De fapt, pur și simplu vine cineva trebuie să cumpere, cineva trebuie să vândă și să gătesc prețul cel mai potrivit. Până acum, 20 de ani urmă, trebuia să sun la telefon unul la altul și trebuia cumva să gătesc prețul, da? Între 10-15 clienți. Iar acum ce a făcut fintech-ul ideal, adică a pus presiune pe chestia asta, că nu mai este nevoie să suni la telefon 10-15 oameni, dar de fapt poți să ai o platformă electronică în care
prețurile singure îți fac matching și, și în cazul ăsta tu practic ești capabil de câteva oameni ineficienți, de câteva bonusuri, de câteva milioane și practic reduci costurile. Același lucru cu sales. Sales sunt persoanele care vând produse, care într-un fel întreabă fiecare, a, bună ziua, ce faci, ce vrei să vinzi, ce nu vrei să vinzi, da? Adică practic dispare factorul ăsta uman. Cred că e pozitiv chestia asta, fiindcă fintech-ul ajută piețele financiare devină mai eficiente. Noi cu toți am învățat în orice curs de-a nostru că piețele sunt financiare, sunt eficiente, însă ele nu sunt. Iar fintech-ul de fapt le fac, încearcă să le facă mai eficiente. Întâi în jobul meu de cercetare, ce mă ajută în special e mai mult datele alternative. Datele alternative și modelele. Dacă să ne referim la date alternative, adică noi mereu ne uităm la piețe financiare că, uite, nu știu, acțiunile s-au dus sus sau în jos. Însă acțiunile duc în sus sau în jos în baza unor date economice, da? Adică noi avem, nu știu, rata șomajului, da? Vine în Statele Unite, dacă crește tu, dai înseamnă că, uite, e ceva prost în Statele Unite, deci e ceva rău și începi să iei o acțiune, să faci ceva, să cumperi sau să vinzi. Majoritatea datelor economice le vin foarte rar, vin într-o frecvență destul de redus, cum a fi lunar, uneori săptămânal, dar rar, dar majoritatea sunt lunare sau chiar trimestriale. Și lucru frumos care au făcut mai companiile fintech, care sunt foarte agile, au încercat să găsească acele date care te ajută într-un fel să previzionezi datele economice oficiale, da? De exemplu, producția industrială, cum o poți previziona. În sens, foarte ușor, dacă tu într-un fel poți să ai acces la toate datele a camioanelor, da? Dacă tu camioanele, de exemplu, circulă mult, dacă tu vezi că circulația de camioane mai înaltă și datele sunt furnizate de obicei de companii, de exemplu, de TomTom, da? Care navigație, companii navigate. Dacă este mai mult circulația camioanelor, tu presupui că totuși în producția industrială crește, ar putea fi mai multă activitate, mai mult producția industrială crește și respectiv ar fi un lucru pozitiv. Înseamnă că eu fiu mai pozitiv pe economic și eu cumpăr sau vând ceva. Lucrul ăsta exact se întâmplă acum în pandemie. Noi idei nu avem ce se întâmplă. Adică dacă nu ar fi fost fintech în ziua de azi, noi idei nu am fi avut ce se întâmplă în economie, fiindcă toate datele sunt deteriorate, da? Adică imaginați-vă acum, noi suntem în pandemie, jumătate de glob, noi nu lucrează, da? Practic, persoana care trebuie să facă data economică, da? Care trebuie să scrie inflația, de exemplu, da? De obicei, inflația cum se face? O persoană duce în magazin și verifică prețul la ouă, de exemplu, da? Și verifică. Dar cum omul cea nu poate duce să verifice prețul la ouă, pentru că el e în carantină. Practic nici nu există date despre asta. Și asta e o problemă, fiindcă există un factor uman. Și ce faci? Faci într-un fel, folosești altfel date, alternative, cum ar fi traficul de pasageri, consumul de electricitate. Și toate datele astea sunt, practic, vine în frecvență mult mai înaltă, zilnic sau chiar pe oră. Și asta a făcut în special fintech, a schimbat. Deci datele alternative foarte mult au schimbat. Deschiderea, da? Democratizarea datelor. Și a doua e modele. Noi, probabil toți care au făcut ceva economie sau finanț, noi toți am învățat ce înseamnă modele lineare. Da? Același OLS-uri, prostile cele beta, P-value, toate lucrurile astea. Însă ideea că noi învățăm despre modele lineare, dar de fapt viața este neliniară. Și în momentul ăsta tu când construiești din începutul secolului 20, tu ai construit tot ce ai până în ziua de azi, da? De aproape 100 și ceva de ani, toate steroile economice, tot ce știm noi, tot salariul tău este bazat într-un model linear, da? De exemplu, experiența ta, ce vârstă ai sau, da, e un model linear, da? Tot e bazat pe model linear, dar de-abia noi acum în finanță, de-abia acum 10 ani în urmă, probabil am înțeles că de fapt viața e neliniară sau nu. Noi știam că viața e neliniară, dar nu știam cum să ne exprimăm asta, că e neliniară. Și aici au venit mai ales companii din fintech, dar nu din fintech, au venit companii din biotehnologie mai ales, care interacționând cu fintech-urile, au realizat că, de fapt, sunt
modele nu lineare în biotehnologie, nici nu le importăm în finanță. Și practic noi acum toată lumea încearcă cumva să dezvolte toate modelele să fie non-lineare, da? Adică salariul nostru nu mai fie bazat pe parametri lineare, dar non-lineare, ceea ce are sens, corect? Și, de exemplu, în cazul meu, eu îmbrățișez toate schimbările astea, chiar nu am o frică și eu cred că frica poate să aibă doar persoanele sau industriile care sunt foarte conservatoare și nu vor să accepte schimbările, dar în cazul meu, datele alternative și felul în care noi gândim despre date, felul non-lineară, schimbă mult. Aș vrea să fac și eu un comentariu referitor la impactul fintech asupra industriei în general. Aș spune că în ceea ce privește retail, da, și business to consumer, cred că totuși unele din băncile digitale care sunt acum o să supraviețuiască și o să devină chiar foarte mari. Și există, asta e viitorul, tot o să fie digital. Eu nu cred că toți o să fie învingători, dar una, două o să rămână pe piață și o să reziste și o să fie de succes. Deja rămâne să vedem care. Ei acaparează foarte mulți utilizatori și chiar devin competitori destul de puternici asupra băncilor, cel puțin în UK. Piețele din lume sunt foarte diferite. De exemplu, SUA e foarte diferit față de UK, față de Asia, da? În Asia, de exemplu, fintech-ul este practic sistemul financiar, da? Pentru că acolo, în China, nu prea băncile nu prea au făcut mare lucru, nu prea a existat, nu au oferit produse consumatorilor. În schimb, a venit fintech-ul și ei au oferit tot felul de produse consumatorilor. Ei au făcut serviciile financiare în China. În SUA, băncile sunt foarte dominante. Băncile tradiționale au o cotă de piață foarte mare și acolo și agenția de reglementare nu prea se implică ca să stimuleze competiția, da? Lasă forțele pieței ca să acționeze așa cum vor ele. În UK, de asemenea, sunt cam patru bănci care dominează foarte mult. De exemplu, cel puțin, bine, au cam 80% din piață în retail, să zicem așa. Și agenția de reglementare încearcă foarte mult să schimbe lucrul ăsta, să promoveze competiția și să folosește de fintech ca să facă lucrul ăsta. Și cred că anume faptul că fintech oferă soluții destul de super și există și o agenție de reglementare foarte receptivă, oferă șansa unor bănci digitale chiar să devină destul de populare și să acapareze mulți clienți. Și cred că ce a făcut fintech, în primul rând, a adus competiția, a sporit competiția. Și atunci consumatorii au mai multe alegeri, alegeri mai bune, la prețuri mai bune. Totodată, ce a făcut fintech-ul e că a ridicat standardele din punct de vedere al experienței de utilizator. Adică acum toată lumea se așteaptă ca lucrurile să fie digitale, să meargă foarte ușor, foarte repede, ușor de înțeles. Băncii nu prea pot să... N-au luxul ăsta să nu se mai adapteze cu timpurile noi și să nu aibă aplicații digitale care funcționează bine. Și în același timp, unele din ele chiar și-au lansat fintech-urile lor ca să poată să răspundă competiției pe piață. De exemplu, Goldman Sachs și-a lansat fintech-ul lor, care se numește Marcus. Este activ în SUA și în Marea Britanie, ceea ce e foarte interesant. Știu că și RBS și-a lansat compania lor, care se numește Bow, pentru IMM-uri. Așa că e destul de interesant modul în care reacționează. Clar că competiția este mai puternică pe piață datorită fintech-urilor. Dar când vine vorba de anume business to business, așa cum zicea și Dumitru, mie mi se pare că fintech facilitează foarte mult, adică oferă șanse super a băncilor ca să se dezvolte și anume, în primul rând, să-și reducă costurile, da? Dar nu numai costurile, să atragă diferiți clienți pe care nu puteau să-i atragă în trecut, pentru că era foarte scump, nu aveau tehnologia sau pur și simplu nu puteau să meargă pe segmentul respectiv. Acum pot să dezvolt produse mult mai ușor, la cost mult mai mic, datorită faptului că sunt digitale, să le distribuie la un cost mai mic, așa că pot să acapareze sau să meargă pe un segment de
de clienți după care nu au putut să meargă în trecut. Și, evident, accesul la diferite date alternative, tot foarte important, care este facilitat de diferite companii fintech. Și eu lucrez foarte mult cu domeniul de open banking, așa că sunt foarte multe companii care fintech care facilitează anume transmisia asta datelor de tranzacții bancare dintre consumator și bancă sau orice altă instituție financiară care vrea să le acceseze pentru ca să le ofere diferite produse mai bune sau mai interesante bazate pe tranzacțiile lor. Așa că impactul este pozitiv, chiar dacă unele bănci și acum dat seama, ok, trebuie să devenim mai buni la strategia noastră digitală, asta nu înseamnă că ele o să dispară, dar mixul de companii sau bănci cred că o să se schimbe în viitor. Adică o să fie și fostele, să zicem, startup-uri fintech care o să devină companii mari și companiile tradiționale care o să se schimbe și o să se modernizeze. Drăguț. Aș vrea să le reamintesc urmăritorilor noștri că dacă au careva întrebări către mentori, să scrie în comentarii și spre final o să încercăm să răspundem la ele. Deci, acum dacă e să revenim la activitatea voastră profesională, ce tehnologii interesante ați întâlnit în domeniul vostru de activitate și cum credeți că vor schimba domeniul financiar? Dumitru, ai vrea să începi tu? Da. Chiar am să dau un exemplu mai clar, da? Jobul meu e să dau recomandări de investiții, da? Adică, practic, vin fonduri de pensie și spun, uite, aș vrea să investesc, nu știu, în Polonia, Ungaria sau Rusia, ce zici tu? Și noi recomandăm să fie hârtii de valoare ungurești sau rusești, în dependență de ce cred noi. Chiar înainte să mă duc la City, am avut o ofertă de la un mic fintech în care ei încercau să-i construiască acest robot, adică să robotizeze jobul meu, în care e în sens că jobul meu ar fi cumva smut la toate datele financiare, tot ce se întâmplă în lume și s-au pune într-un model și să analizez și în bază la tot informații pe care o am, să dau o recomandare. Cumpără sau vinzi, da? Asta înseamnă multe lucruri. Pe lângă să știi cât ceva de econometrie sau modele, trebuie să dai seama contextul global sau local. Mie e încercat cumva să înlocuiască jobul ăsta în care, de exemplu, sunt niște relații, da? De exemplu, când tu știi că prețul la petrol crește, de exemplu, tu deodată știi automat că valutele țărilor care export petrol, spun Columbia sau Rusia, deodată se va aprecia, da? Dar dacă te se întâmplă în același timp când, de exemplu, președintele Putin spune ceva rău despre Turcia, atunci, practic, creșterea valutei rublei nu va fi atât de puternică în comparație pentru faptul că el spune este un risc politic, da? Și trebuie să ai toate lucrurile astea. Acum, jobul în care trebuia oferta care era la fintech era într-un fel... trebuia să învăț un robot, trebuia să învăț o mașină să fac mereu conexiunile astea, da? Adică mereu când se întâmplă semnalele astea, mașina trebuia să replice logica mea, să replice într-un fel consecutivitatea acțiunilor ca să ajungă tot acolo, da? Adică ea o să uita și vedea, așa, bine, prețul la petrol crește, ok, risc politic este, Putin a zis ceva, Erdogan a zis ceva și toate legii, toate lucrurile astea, se replice tot lanțul logic de mișcări și modelul, de exemplu, nu știu, că inflația va crește sau nu va crește și toate lucrurile trebuie să generez un semnal. Sună super fain, destul de teribil pentru cineva care face cercetare că poți fi înlocuit cu un robot. Dar până la sfârșit îți dai seama motivul mai mult pentru care am refuzat să ajung acolo e că percepția mea față de fintech sau față de lucrurile astea robotizate e că ele totuși până la sfârșit nu devin competitoare a oameni. Nu pot fi
Nu pot înlocui creativitatea cu un sfârșit. Pentru mine, roboții sunt o măsură care întărește capacitatea ta de analiză decât să o înlocuiască. Da? De asta eu nu eram sigur că acel robot, spun chiar dacă e dezvoltat în 2 sau 3 ani, el tot se va ajunge la nivelul în care el poate să înlocuiască omul, în care el face logica, toată creativitatea lui în spate, da? Că e tot este o doză de creativitate în cercetare. Și în cazul ăsta, nu eram sigur totuși că modelul de business e ăla. Da, el poate are, o să aibă succes în ceva foarte retail, foarte mic. Știți cum sunt speculanții ăștia mici tăi care cumpără vândă pe platformă și bitcoin-uri sau genul ăsta, da? Da, poate e ok când faci tranzacti de $100 sau $1000, e ok. Dar când faci tranzacti de miliarde, milioane, când vin fonduri de pensii și mută tranzacti active de miliarde, nu cred că o să apleci urechea la un robot care spune cumpără sau vin ceva. Și noi am avut, în istoria petelor financiare din 2010, am avut momente în când în cele modele super cantitative care nu sunt controlate de oameni, dar sunt doar cantitative, ele dau semnale greșite pentru că nu iau contextul. Spre exemplu, întâmplă, semnalul este corect de a vinde, dar prin faptul că semnalul de a vinde este provocat, de exemplu, de ce pandemie, de exemplu, ce se întâmplă astăzi, sau din faptul că nu există electricitate în Africa de Sud și practic de conectat toată o jumătate de țară, practic, pentru că lipsește un context adițional sau încă un layer de informații, de semnal greșit. Și pentru, de ce spun asta, lucrurile devin așa de complexe încât relația mea cu fintech sau relația mea cu robotul sau cu mașinile e că ele trebuie să fie înțelese ca ceva care îți întăresc deciziile tale. Și cel mai important lucru, eu cred, este nu să-l refuz, să nu într-o fel, nu niciodată nu mă va înlocui. Poate cândva, în 5 decade, într-o secolă să mă locuiesc, dar important, atât timp cât noi știm a vorbi cu mașina sau cu robotul, adică știm a coda sau știm să înțelegem codul, să ții ce faci măcar mașina, pe asta când ne pune într-o poziție să fim că mașina plus robotul plus omul, poate faci lucruri mult mai importante și mai frumoase decât doar robot sau doar omul, știi? Cam asta spun eu și cam asta încerc să fac la lucru. Da, sunt de acord cu Dumitru, adică am văzut foarte multe tehnologii, anume pe machine learning și AI, care construiesc diferite algoritme și opinia e aceeași, adică nu prea poți să înlocuiești oamenii care au, să zicem, discernământul și experiența în spate ca să ia deciziile, ce doar roboții îi ajută pe oamenii ăștia ca să ia deciziile mai repede sau pur și simplu să nu facă anumite lucruri manual, să-și piardă timpul cu chestii care pot fi ușor automatizate. Ceea ce e foarte interesant și super și o să ajute foarte mult cu băncile cu reducerea costurilor și așa mai departe și anume ca să livreze valoare clienților la un cost mai mic. Dar, să zicem, alte tehnologii care îmi plac mie, așa cum am zis, eu sunt lucrez mult în domeniul open banking și pentru cei care nu știu ce e open banking, cel puțin în UK și în restul Europei, băncile mari au fost forțate ca să-și deschidă accesul la datele clienților, anume datele tranzacțiilor bancare, pentru ca, de exemplu, o altă companie să se poată conecta ușor și să acceseze acele date cu permisiunea persoanei respective, evident, fără permisiune nici nu se poate. Și alte companii pot să ofere consumatorilor anumite produse care sunt potrivite pentru consumatorii respectivi. Deci poți să-ți vezi, de exemplu, toate finanțele în același loc, poți să primești o rată mai bună la credit, de exemplu, dacă ești respins pentru un credit doar pentru că, să zicem, agenția de
credit rating, a zis că nu am destule informații despre tine. Faptul că o altă companie poate să acceseze istoricul tău de tranzacții, ei pot să facă o concluzie mai bună referitor dacă poți tu plăti creditul respectiv sau nu. Așa că sunt foarte multe soluții foarte interesante bazate pe deschiderea asta de date. Și chiar dacă e la o fază incipientă, cred eu o să vedem mult mai multe lucruri interesante atât timp cât open banking trece de doar de tranzacții și intră în domeniul de pensii sau asigurări sau alte produse, așa, astfel încât poți să vezi practic toată viața financiară în același loc, ceea ce e foarte interesant. O altă tehnologie ar fi, știu că foarte, nu știu dacă unele persoane sunt entuziasmate, altele zic că ok, it's not a big deal, dar am întâlnit unele companii de chatbots care chiar construiesc niște lucruri foarte interesante. De exemplu, este o companie Clink din Statele Unite care folosește anume inteligența artificială ca să construiască chatbots și vând companiilor financiare, deci tu dacă ești o bancă poți să cumperi serviciul respectiv și să-ți customizezi chatbotul respectiv cum vrei tu, dar este destul de avansat și clientul poate să întrebe diferite lucruri și să interacționeze cu banca prin voce și așa mai departe, ceea ce e foarte interesant. Și de asemenea, aș spune orice tehnologie care ajută la personalizarea serviciilor financiare, deci în modul în care folosesc toate datele care sunt colectate despre tine ca să-ți ofere un produs care este cel mai potrivit pentru tine. Ideea asta îmi place foarte mult, dar și ca să te ajute să-ți schimbi obiceiurile sau să devii mai bun în anumite domenii. De exemplu, unii oameni nu prea pot să-și facă economii sau nu prea știu cum să investească sau bine, n-au anumită educație financiară. Anume, aceste date pot să ajute diferite companii fintech ca să te ajute pe tine să-ți dezvolți obiceiuri mai bune. Și da, cam astea ar fi tehnologiile. Uite, anterior ați menționat că robotul nu va putea înlocui omul. Știți, acum se tot discută că digitalizarea va pune sub risc mai multe joburi. Voi cum credeți? Ce impact ar putea avea dezvoltarea fintech asupra pieții muncii? Dumitru, vrei să începi tu? Da, cred că deja era, adică, hai să spunem altceva, digitalizarea mereu a fost ca un fel, ca un cadou, ca un cadou de Crăciun pentru bănci de a concedea oameni. Deci nu erau. Dar luând în considerare și pandemia, care de fapt a demonstrat că multe lucruri se poate făcut la distanță, poți să reduci costurile, practic ea acum, eu aș cred, dacă aș fi manager, dacă se rost, aș la, ar fi cumva un dublu cadou, cadou de Crăciun, cadou de Paște, au venit în aceeași perioadă. Pentru că, practic, tu ieși într-un moment când tu nu ai nevoie de toată oamenii ăștia sau tu nu ai nevoie de clădirile astea fancy, tu nu ai nevoie de cantina aceea, tu poți folosi digitalizarea să muncești. Practic, munca mea nu e deloc afectată, da? Poate ce e afectat că nu interacționez cu alți oameni fizic, verbal, dar în rest chiar îmi doresc să continui așa, dacă se rog. Și în cazul ăsta, în cazul ăsta, cu siguranță, multe joburi dispară, iar joburile care dispară, cred că doar mai mult informație despre asta, dar sunt acele care cu joburi repetitive, în care nu trebuie să aplici foarte mult discernământ, în sens, dacă ar fi în cazul meu, dacă ar fi în cazul meu tot ce în back office, în care trebuie să faci reconcilierea datelor, sau aceleși facturi, da? Ca să vezi facturi dacă sunt adevărat sau nu, sau false, sau să dai seama pe e-mail-urile care sunt fake sau altceva. Adică, eu trebuie să înțelegem două lucruri, că noi oricum o să mergem printr-o perioadă de concedieri, vrem, nu vrem,
forțate de pandemie și doi, forțate de digitalizare. Aici degeaba să vină și băncile nu sunt companii, nu sunt întreprinderi, nu sunt societăți de caritate, sunt oamenii din cauza work frumos. Ei sunt cei mai fericiți concediere. Dar aici degeaba să vină rolul statului, guvernului, în care încerc să recalifice cei oameni care vor fi, care nu vor găsi jobul mai departe în sectorul financiar. Dar eu văd ca un trend pozitiv, dacă serios. Și ceea ce am înțeles eu, și cred că Ana să fie de acord cu mine, că totuși, da, sunt tehnologii super avansate, în care oamenii într-adevăr fac doctorate sau nu fac doctorate, dar învață 10 ani de zile ca să dai seama dezvolte algoritmi super avansate, dar majoritatea lucrurilor nu sunt atât de avansat încât tu nu poți să înveți, da? Respectiv, eu impresia mea care am, tranziția mea de la econometrist în model linear în persoana în care faci analiză cantitativ nu linear, nu am făcut training, pur și simplu am citit bloguri sau singur m-am antrenat și practic dai de înțeles că orice persoană care își dorește să-ți găsească job în nouă lumii digitalizate, el o poate face. Mai ales că Zacurile sau IT-ul vine cu ideea că informația trebuie să fie democratizată, cursurile trebuie să fie democratizate, cunoștințele sunt democratizate. De asta eu cred că primul factor că băncile le oricum îți concedează multe lume, doi, că guvernul își dă seama efectele negative au unui șamaj în alt, și poate vor probabil oferi niște avantaje persoanele astea să recalifice. Și trei, în combinație cu punctul 3, că dacă există dorință la persoanele astea, indiferent de vârstă, să se recalifice în lumea digitalizată, eu cred că ăsta e bine. Eu cred că nu ai de ce timp să îmbrățișezi viitorul. Da. Da, sunt de acord și eu. Cred că toate joburile care implică lucru manual sau repetitiv sau ceva de genul, nu știu, verificare de date sau verificare documentelor, chestii care pot fi foarte ușor automatizate, ori se dispară. Eu nu știu care de fapt cât de repede ele o să dispară, pentru că am auzit istorii despre instituții financiare destul de mari din UK care încă folosesc tone de hârtie și așa mai departe și mută cu căruciorul de la un etaj la altul. Deci progres este unde se face până dispar anumite joburi. Da, eu cred că armatele de analiști o să fie înlocuite cu armate de programatori și data scientists, cam asta este. Și știu că sunt multe companii care, de exemplu, construiesc tot felul de aplicații prin care chiar și în investment banking, dacă ești analist, nu mai trebuie să faci research manual prin Google ca să găsești tot felul de date ale companiei și industriei și așa mai departe, ca să poți să faci modelele, dar pur și simplu cu ajutorul unor aplicații care folosesc machine learning să găsești datele respective foarte ușor și foarte repede și să-ți vină într-un tabel formatat de care ai nevoie. Și practic tot timpul care de obicei ei petreceau făcând asta dispare. Așa că anume tehnologiile de genul o să reducă numărul de analiști și așa mai departe, dar în schimb o să apară alte joburi care, de exemplu, trebuie să stai să interpretezi anumite rezultate ale algoritmilor și sau dacă vrei să fii programator sau data scientist, poți să faci și asta, pentru că o să fie foarte mult, foarte mare nevoie de astfel de joburi în viitor. Drăguț. Din experiența voastră, care sunt calitățile necesare pentru cineva ce își dorește o carieră în domeniul financiar? Doina, ai vrea să începi? Eu cred că trebuie să ai o minte deschisă, dorința de a învăța și de a fi foarte flexibil, pentru că așa cum zicea și Dumitru, nu e nimic ce... Eu cel puțin cred că dacă
Tatăl meu are un grad destul de mare de inteligență, dacă ai ajuns să lucrezi în finanțe foarte bine pentru tine, trebuie să ai doar dorința de a învăța continuu și să te obișnuiești cu ideea că o să fie foarte mulți schimbări. Nu e ca și cum dacă okay, ai ajuns pe poziția aia de analist în bancă sau nu știu, o altă poziție, ok, gata, I'm safe for life. Asta nu e posibil. Trebuie să-ți dorești să înveți în continuu și să fii flexibil la diferite schimbări. Dumitru? Da, cred că după la început, cum vă spuneam, că cariera mea, sau punctul meu, a fost tot eratic, ce și dai de înțeles că, de fapt, oricine poate ajunge undeva, dar trebuie să ai perseverență. Dar cel mai important pentru cei care se apucă de finanțe, trebuie totuși să realizezi de ce îi fac asta. Probabil că am fost destul de dur pe o postare pe Facebook că dacă omul care vrea să facă finanțele din cauza că eu am văzut foarte multe filme de Wall Street, cu iahturi și cu, și cu bani mulți, cu, nu știu, cu droguri, tot cu alții, lucrurile astea nu se mai întâmplă. Nu știu, mai ales la băieței care gândesc că ce fain o să am multe padrujele, asta nu se mai întâmplă. Și în cazul ăsta, dacă tu ai venit pentru bani în finanță, cred că ar trebui să te răzgândești. Banii nu se mai fac în finanță, în sens, nu se fac bani în cei nebuni. Și în cazul ăsta, poate ar fi mai bine să devii biologist sau chimic și să adaugi o valoare adăugată lumii decât să muți banii dintr-un loc în altul. Dacă tu vrei să fii în finanță pentru că ți-ai spart ceva cifrele și ai, nu știu, într-adevăr vrei dezvolți, democratizezi finanțele, de exemplu, să ajut țările emergente să dezvolți instrumente financiare, atunci da, tu adaugi o valoare adăugată. Adică și la, din perspectiva tu ca personalitate, ce valoare adăugată aduci industriei. Dacă tu te gândești doar să iai ceva, pe cea banii, mai bine cred că ai te duci, cred că o să fii pentru primii care o să fie înlocuit de mașini. Fiindcă competiția asta cu mașinile în finanță, industria noastră e mai mult, industria finanțelor e destul de cinică, da? E destul de capitalistă, indiferent. Noi nu suntem pentru dânsi, noi suntem doar niște unități de personal care, cu mare plăcere, ar putea fi înlocuite de altcineva, da? Ei sunt fericiți să ne locuiască, să ne concedeze măcar mâine. Fiind o industrie atât de cenică, în care nu există acel simț, nu știu, de un simț ăsta, știi, social-democrat, să păstrăm la lucru pentru că ești dintr-o familie săracă, să nu n-a să ai bani. Fiind o industrie destul de cenică, trebuie să realizezi că dacă tu vii doar pentru bani și fără ca tu doar cu scopul de a scoate ceva din industrie, trebuie să fii primul care să fie înlocuit de robot prin automatizare. Cred că asta e lucru psihologic care cineva trebuie să ia decizia dacă vor să fac finanță sau nu. Doi, cea mai important, eu cred, e relația lui cu cifrele. Relația cu cifrele în care să-ți dai seama că nu mai există modele lineare. Asta e o problemă pentru toți, fiindcă noi până în ziua de azi la universitate învățăm despre modele lineare, indiferent în ce se întâmplă, noi învățăm, fiindcă toate teoriile economice, tot ce am învățat noi, totul este în bază de modele lineare, ceea ce înseamnă că practic ce am învățat la universitate sau ce am învățat la universitate, ele sunt irelevant la moment. Și în cazul ăsta, practic, pentru că tu ești, într-o parte tu ai o istorie lungă de modele lineare sau de teorie economice în bază de linear, ceea ce e baza, tu practic ești singur în fața viitorului să înțelegi de fapt cum transform tot ce înveți tu din linear în non-linear. Iar asta cred că poți să faci doar cu ajutorul companiilor fintech, să le urmărești ce fac ei, cercetările care fac ei, mai ales și din biotehnologie, sunt super avansate, sunt cei mai avansați, probabil, din tot ce țin non-linear. Și dacă ai relația asta în care o relație sinceră cu tine și industria, în sens, nu ești
nu vrei să extragi dividend din industrie financiară, dar vrei să adaugi, să aduci o valoare adăugată în industrie financiară. Și doi, înțelegi relația ta cu cifrele non-lineare, relațiile non-lineare, atunci cred că poți face orice. E o industrie destul de eficientă, în care dacă ești bun, ești plătit, dacă nu ești bun, ești câmpat de un robot, ești gata, că destul de simplu. Și ultima întrebare din partea mea, ce sfat le-ați dat persoanelor ce doresc să studieze sau să-și înceapă o carieră în domeniul financiar? Da, o să vorbesc mai mult de domeniul fintech. Cred că dacă cineva vrea să lucreze într-o companie fintech, și cred că companiile fintech sunt un pic mai un pic diferite din punct de vedere a culturii decât băncile și instituțiile financiare, adică acolo o să fii mai protejat sau cel puțin o să încearcă ei să facă așa, să simți că ești parte din ceva, dintr-o anumită misiune, ceea ce e bine. Dar trebuie să te informezi foarte mult, să citești, să încerci să înțelegi care sunt tehnologiile și companiile interesante acum pe piață. De exemplu, acum e UK Fintech Week, organizată de Innovate Finance, care este asociația practic care promovează fintech-ul în Marea Britanie. Și ei de obicei organizează un eveniment super mare care se numește Innovate Finance Global Summit în Londra, dar din cauza pandemiei evenimentul respectiv nu s-a organizat, așa că au transformat evenimentul într-unul digital. Deci toată săptămâna viitoare vor fi webinaruri destul de interesante care poți să le accesezi gratis. Dacă până acum, ca să participi la eveniment, trebuia să plătești biletul și nu e foarte ieftin. Webinarurile respective sunt gratis și sunt niște personalități destul de mari, acolo companii destul de interesante. Deci dacă cineva e interesat de domeniul fintech și ar vrea să înțeleagă și să audă mai multe, îi încurajez să se înscrie la webinarurile respective și să asculte diferite paneluri. Și în același timp, a doilea sfat ar fi, e foarte important valoarea networking-ului. Pentru mine, întotdeauna a fost important ca să mențin relații bine cu colegii, cu foștii colegi, să încerc să merg la evenimente, să-mi fac contacte noi, să întâlnesc oameni noi. Pentru că ajută foarte mult, cel puțin într-un oraș mare ca Londra, să ai o rețea bună de oameni cu care să păstrezi legătura și să încerci să-i ajuți și pe ei dacă au nevoie și viceversa, dacă să ai și tu nevoie de un sfat sau nu știu, o recomandare sau ceva de genul, e foarte folositor. Așa că informați-vă și construiți-vă o rețea bună. De acord. Dumitru, vrei să... Eu cred că m-a referit la întrebarea anterioară, dar tot ce aș adăuga probabil e o combinație între să fii foarte specific, să fii foarte bun într-un domeniu îngust, să fii specializat într-un domeniu îngust în care tu știi că adaugi valoare adăugată, aduci valoare adăugată și doi, tot dacă ești specific sau ești, nu știu, un specialist bun într-un domeniu îngust, tata, nu dă-ți luxul să nu rămâi cu ochii deschis larg, ca dai seama ce se întâmplă în alte domenii. Deci, cam ce spune, dacă tu alegi, de exemplu, să faci, să fii specializat, de exemplu, pe financiare și, nu știu, să faci valute, de exemplu, da, specializezi în ceva, e foarte important să cunoști toate detaliile, fiindcă atât faci diferența. Dar în același timp trebuie să înțelegi că lucrurile care se întâmplă în alte chestii, în alte domenii, ca fiind biologie sau politică, religie sau altele, de fapt afectează toate astea, fiindcă noi trăim într-un ecosistem și fintech-ul ce face aduce mult informație, mult mai mult nouă
legând toate datele din toate relațiile contractuale cu tot ecosistemul, da? Dacă noi până acum ne imaginam că e piețele financiare doar atâta, ceva îngust, de fapt, noi comandăm seama că ele s-au afectat de atât de multe lucruri pe care noi pur și simplu nu avem capacitatea să le vedem. Iar fiind dacă ne ajută să ne aducă informația asta sau datele astea, să ne dăm seama cât, cum poate afecta, cum poate, ca și pandemie, cum poate afecta, pur și simplu, o piață de produs animale sau bași poate să afecteze viețile, da? Adică, practic, acum oamenii care știau puțin istorie, care au înțeles că au mai citit ceva de biologie, au fost cât de fapt interesat sau au un avantaj enorm. Adică, asta vreau să spun, să fii cât de îngust, specializat în ceva, dar și chestia asta să fie mereu informat, cum spunea Doamne, de multe alte domenii. Acum o să citesc întrebările urmăritorilor noștri. Aici Belu Dumitru zice: eu am început să colaborez cu TransferWise prin Affiliate Program. Un utilizator a expediat bani din UK în Republica Moldova și a plătit comisiuni destul de mult din cauza că este intermediarul Raiffeisen Bank între TransferWise și Banca Moldovenească. De ce nu e posibil să fie la direct? Cred. Cineva din voi. Eu nu știu exact, TransferWise este, nu știu dacă este disponibil în Moldova acum direct. Deci s-ar putea să existe intermediari ăștia și așa să apară diferite fiuri. Dar nu știu exact cum funcționează TransferWise pentru Moldova, pentru că nu am transferat bani spre Moldova prin TransferWise. Cred că aici mult depinde de colaborarea între băncile din Moldova cu... Exact, exact. Adevărat. Deci, bun, noi comisioanele pe tot aveam. De exemplu, până ce așa comisioane de Mastercard și American, de exemplu, American Express acasă ne costă 4%, 39%. Ce aici te costă până la 1%, dacă nu greșesc în zona asta. Deci, opțiun, pe Visa, noi aveam între 2-3, cam ceva de genul ăsta de procent, ca fiuri, iar aici noi aveam pe totul eu aveam până la 0,3. Adică, nu știu, mi se pare normal, logic, justificat, ca comisioane din țară să fie mult mai înalte decât într-o uniune monetară. Da, și eu din câte știu, TransferWise, ei și-au construit o rețea de bănci ca să poată să transfere bani ușor între ele și să fie comisioane joase. Și probabil că Moldova nu prea și-au construit relațiile astea cu băncile moldovenești, așa că folosesc Raiffeisen ca intermediar, de ce să adaugă ceva comisiune acolo. Okay. Deci avem o întrebare de la Mihai Andrieș. De care noi tehnologii industria fintech ar avea nevoie acum? Nu prea pot să prezic viitorul, dar cred că fintech-ul e pe un drum bun cu folosirea tehnologiilor cu open APIs, machine learning și artificial intelligence. Cam astea sunt trei. Toată lumea vorbește de blockchain și la un moment dat blockchain era foarte un cuvânt super mediatizat, dar eu cred că blockchain e o tehnologie interesantă, dar încă nu și-a demonstrat potențialul. Cred că tehnologiile bazate pe open banking și așa mai departe să aibă un impact mult mai mare, cel puțin imediat sau termen mediu, decât tehnologii de genul blockchain. Da, tot așa, e mai multe date. Frecvența datelor schimbă mult. Spre exemplu, că tu dai seama acum, dacă revenim la piața financiară, dacă eu pot să-mi dau seama starea economiei din regiunea Yuhan sau China în bază zilnică, atât pe mine mă ajută foarte mult, comparativ cu mulți alți competitori care vor accepta datele să apară într-o lună de zile. Adică tot ce este real-time, tot ce poate fi no casting, tot ce spune
tot ce poate să agregeze multă informație nestructurată într-o formă structurată și să dea semnale instantanee, asta schimbă mult și piața financiară, fiindcă piața financiară acționează la informație. Cu cât informația este nouă, cu cât este mai actualizată, directă, instantanee, cu atât mai mult schimbă. Aici am mult bani să fac, ca și Mihai. Baftă. Okay. O altă întrebare de la Victor Potinga. Interesantă opinia, dar știți că în dependență de nivelul IQ, nu toți pot să se recalifice, ori nu toți pot face lucruri mai complexe, mai nu manuale. O întrebare pe care o am, care industrii nu au fost afectate în contextul actual? Deci ce fac cei care muzicienii rămân fără job și nu pot să se recalifice? Nu, bun, vrei să vorbim ca economie politică sau politică economică, da? Sau, dar asta e dilema pe care o să aibă toate guvernele, în care ca să auzit de conceptul Universal Basic Income, promovată în special de un candidat francez la prezidențiale în 2012-2013, în care spune că oricum lumea să fie concediată, oricum o să fie foarte mult oameni concediată și trebuie să le determin, trebuie să le ofere un venit minim, care ar fi universal basic income, care de, indiferent dacă tu lucrezi, nu lucrezi, dar de la toate 700-800 de euro. Ca economie politică, cred că asta o să ajungem. Eu nu cred că... Eu refuz să cred că IQ are ceva legătură cu, poate incorrect spun, dar eu nu cred că IQ e determinantul principal la succes. Eu nu mă consider tare deștept, dar știu că toți oamenii e perseverență și mi se pare că să înveți să faci un web, nu trebuie să fii super inteligent, dacă serios, nu trebuie să fii geniu, da? Și în cazul ăsta mi se pare că scuza că ai cure sau scuza că nu te poți recalifica, de fapt e mai mult o scuză de linevie decât perseverență de a schimba lucrurile. Dar dacă lumea acceptă viitorul său sau soarta lui de a fi astfel, atunci rămâne să ne bazăm să apară conceptul de universal basic income pe tot în lume și stai cu 800 de euro pe lună. Deci nu este de rău. De semne, el a adăugat care industrii nu au fost afectate de digitalizare. Știți un exemplu? Doar creativi. Da, doar industriei creative. Da. Exact. Muzicii. Da, toate industriile o să fie afectate de digitalizare într-un mod sau altul. Orice are legătură cu creativitatea sau gândirea critică sau ceva de genul, asta o să rămână, pentru că asta este valoarea pe care o ducem noi ca și oameni. Dar în rest, digitalizarea o să fie peste tot. Da, și ajunge la momentul că până și profesorul poate fi înlocuit, adică practic nu și acolo nu este clar încă dacă poți evita, știi? Da, exact. Adică rolul profesorului poate fi în aceea că, nu știu, cunoaște psihologia copilului sau anumite tehnici de predare și așa mai departe, dar într-adevăr accesul anume la informații, dacă profesorul era înainte o sursă de informații, acum sursa de informații poate fi oferită sau poate exista în alte părți. Da. Și ultima întrebare pentru azi, de la Nicu. Ce presiune tehnologia blockchain aplică asupra domeniului financiar? Eu am auzit doar povești, dacă serios. Poate doamne starea să mai pun, dar ceva frumos care sună frumos ca Bitcoin, dar nu tare o schimbat multe rolă și pe doină să... Da, deci unica care aș spune eu așa impact destul de semnificativ e reducerea costurilor, pentru că
pe blockchain se pot face anumite tranzacții sau, de exemplu, pot fi verificate tranzacțiile mai ușor, mai ales în asigurări, de exemplu, unde se fac sau trade finance, unde sunt schimbate diferite contracte în dependență dacă marfa a fost livrată sau nu și trebuie să fie confirmată asta prin nu știu câte semnături, ștampile și așa mai departe. Și asta se poate face ușor prin blockchain și poate fi verificat cât de veridice sunt datele. Și eu știu că destul de mai multe bănci care chiar au activitate în trade finance, de exemplu, HSBC, de exemplu, ei se uită să dezvolte diferite platforme bazate pe blockchain, anume ca să reducă costurile. Și acolo au fost cel mai multe, să zicem, aplicații sau avantaje ale blockchain-ului. Dar din punct de vedere a crypto sau chestii de genul, n-aș spune că au o influență foarte mare la momentul respectiv. Da. Deci a fost foarte interesant interviul de azi. Vă mulțumesc la Andy. Nici nu am simțit cum a trecut o oră și 20-10 minute. Deci vreau să vă doresc un Paște fericit. Mulțumim. Aveți grijă. Mulțumim, și la fel un mesaj celor care ne urmăresc. Dacă au careva sugestii de teme despre care ar dori MentorMe să facă webinare în viitor, vă rugăm să lăsați câte un mesaj în comentarii. Și da. Paște fericit la toți. Pa. Paște fericit. Mulțumim și mulțumim de invitație. Da. Pa. Pa, pa. Pa. Pare mi se că deja am oprit live-ul. Okay. Da.